Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie! Astăzi pregătim o prăjitură, o prăjiturică cu blat de cacao și cu cremă de frișcă, pentru care avem nevoie de următoarele ingrediente. Pentru blat avem nevoie de 200 g făină, un pliculeț de praf de copt, 3 linguri de cacao, 4 ouă, 200 g zahăr, 100 ml ulei. Iar pentru cremă avem nevoie de 200 ml smântână pentru frișcă și 2 linguri de zahăr pudră. Iar pentru glazură 60 de grame de ciocolată, da, și 30 ml ulei. Ne apucăm de prăjitură. Amestecăm făina cu praful de copt și cu cacao. Așa. Batem ouălele puțin. Așa, și acum începem să adăugăm zahărul. Batem până schimbă de culoare puțin. Așa. Acum începem și adăugăm ulei. Mai batem puțin. Și începem și incorporăm făină. Am pregătit aici un vas de iena de 25x35 și turnăm tapetat cu, da, cu unt și cu făină și turnăm compoziția, blatul. Nivelăm puțin și la cuptor. Cuptorul încins la 200 de grade pentru 25-30 de minute. Blatul nostru s-a răcit. Acum, ne folosind un pahar, să tăiem, să scoatem cerculețe. Așa. Zici că sunt macaronși. Câte unul iese mai greu, câte unul mai repede. Răbdare. Vedeți? Așa. Restul de blat îl dăm prin răzătoare. Îl fărmiță. Îl rade. Ca pe măr, ca pe dovleac, ca pe ce vreți. Așa. Vedeți? Așa. Sau, dacă nu, îl faceți pur și simplu așa. Fărâmițat bine, bine, bine. Pregătim frișca. O mișcăm așa puțin. Simplă. Și după aceea adăugăm și zahărul pudră. Adăugăm zahărul puțin după puțin. Și acum ne ocupăm de prăjiturici. Punem așa în interior și pe margini.
cremă frișcă. Așa. Și luăm răzătură din asta de blat și tăvălim prăjiturica noastră. Așa. Procedăm cu toate. Turnăm uleiuțul peste ciocolată și o băgăm la topit. La micro. Amestecăm bine. Și acum turnăm așa cât un pic. Fiecare prăjiturică. Și acum, dacă doriți, îi puneți un picuț de fistic. Fistic. Așa, sau dacă vreți nucă de cocos un pic pentru decor. Dragilor, aceasta a fost rețeta noastră de astăzi. O rețetă ușoară și în același timp gustoasă și foarte arătoasă. Arată foarte bine, e interesantă. Și acum să vedem și interiorul. Ia uitați-le. Foarte interesant ce v-am zis. Să vedem și gustul. Gustul la fel de bun. Clar, foarte bun. Sper să o încercați și voi, să vă placă și să mai dați mic un like și ne revedem la următoarea rețetă cu mult drag. La revedere!